Weekendul trecut, stațiunea Mama a fost gazda unei competiții sportive intitulată Crossul Copiilor Black Sea 10K, organizat de Clubul Sportiv Atena. La acest eveniment sportiv au participat și atleții Clubului Sportiv Școlar Megidia, iar rezultatele nu au întârziat să apară. Aceștia au obținut 3 medalii. Competiția Crosul Copiilor a fost organizată de către Atena Sport Club și a avut drept scop promovarea sportului de masă și promovarea mișcării, alergarea în aer liber și a unui stil de viață sănătos. Secția de atletism a Clubului Sportiv Școlar Megidia a participat la acest eveniment cu un număr de 18 sportivi. Săptămâna trecută am participat la Crosul Copiilor, ce s-a susținut la Constanța. Este a treia ediție. Participăm pentru a doua oară și este un cross organizat de către Direcția Județeană de Sport și Tineret și Atena Sport. Pe această cale aș dori să-i mulțumesc și doamnei directoare Mariana Tudora și lui Mihai Orzan pentru că bucură sufletele copiilor an de an pentru organizarea acestui cross. Crossul s-a desfășurat pe mai multe categorii de vârstă, respectiv 5, 6 ani, 7, 8 ani, 9, 10 ani, 11, 12 ani și 13, 14 ani. La categoria de 13, 14 ani am ocupat tot podiumul cu fetele Pleșa Daniela, Iosif Andra și Fologia Diana, iar cu ceilalți copii ne-am clasat în primii 10, având un număr de 18 copii. Diana Fologea, atleta care a urcat pe locul 3 a podiumului, la categoria de vârstă 13-14 ani fete, a obținut un timp de 6-20. Andra Iosif s-a clasat pe locul al doilea, obținând un timp de 6-15, în timp ce Diana Pleșa a ocupat primul loc pe podium cu un timp de 5-59. Am luat locul întâi la 1600 de metri. La ce categorie de vârstă? 13-14 ani. E dificil. Am obținut locul 2. La ce categorie de vârstă? 13-14 ani. Da. Cât de greu a fost, având în vedere că știm că au fost mulți concurenți la categoria ta de vârstă? A fost foarte greu, dar nu, a fost foarte greu. La ultima competiție la care am participat a fost Crossul Toamnei la Constanța. La categorie a fost... La ce categorie? La categoria 10, 11, 12, 12 ani. Ne ziceai că a fost greu, de ce? Pentru că am avut 3 ture a câte 400 de metri. Și m-am clasat în primii 10. Competiția se numește Crossul Copiilor. Și la ce categorie? Am fost la categoria 11-12 ani. Și ce premii ai obținut? Am luat loc 4. Cum a fost? A fost greu? A fost greu. De ce? Ce a trebuit să faci? A trebuit să alerg 3 ture. Copiii au fost foarte buni. Secția de atletism a Clubului Sportiv Școlar Megidia a fost reînființată în anul 2013, iar sub atenta îndrumare a profesoarei Andreea Țuțu, sportivii megidieni se întorc învingători de la toate competițiile sportive la care participă.